Unitățile de învățământ de pe raza comunei Miroslava au intrat în lucrări de reparații după încheierea anului școlar precedent. La unele dintre ele s-a schimbat total aspectul pentru a corespunde normelor cerute de Ministerul Educației. Prezent la emisiunea La Pas prin județele Moldovei, primarul Dan Nița și-a exprimat nemulțumirea față de activitatea cadrelor didactice și cere o implicare pe măsură pentru a crește rezultatele școlare. Miroslava pune accent pe calitatea învățământului și în special pe rezultatele elevilor de la Liceul Agricol, cel mai vechi de profil din țară. Modul nostru deficitar de a organiza activitățile și dacă noi răspundem de construcțiile în care învață copiii, adică de școli, probabil că cei care se ocupă de curiculă sau de, nu prea își dau interesul. Cooperarea între noi este așa cum este. Nu prea este bună. Cum? Adică, păi nu, că... Vedeți dumneavoastră, inspectoratul școlar este o instituție care aparține, este a Ministerului Educației. Da. Ei se subordonează Ministerului Educației. N-au nicio legătură cu unitățile administrative. Legea ne obligă pe noi să facem, din punct de vedere administrativ, să ne ocupăm de toate construcțiile care sunt în curțile școlilor. Noi, pe cât putem, ne dăm silința să facem tot ce este posibil ca elevii să aibă rezultate, dar ceilalți nu dau niciun fel de... Nu poate să vină un cadru didactic, nu poate să vină la școală ca la un serviciu. Eu așa am învățat eu de la profesorii mei. Primarul Miroslavei dă asigurări că anul școlar poate începe fără probleme în comuna sa. Din punctul meu de vedere, Miroslava este pusă la punct. Lucrăm, am terminat școala generală de la Cornești. Am trecut și anul ăsta, am făcut reparații capitale și arată altfel. S-a lucrat și se lucrează în continuare la Liceul Agricol Mihail Gogălnicianu. S-a terminat căminul pentru copii, pentru elevii care vor învăța în acel liceu și se lucrează în continuare la școala de la școala mare, cum îi spunem noi, din curtea Liceului Agricol. La școala gimnazială din Miroslava nu se pune problema. Am luat hotărâri în Consiliul Local ca toți elevii din Miroslava să învețe de numai dimineața.